Bună frumoasele mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un clip foarte, foarte drăguț. Este în colaborare cu prietena mea, Ani, de la Beauty Barometer și astăzi facem swap-ul tradițional de Crăciun. Urmează cel de primăvară, pentru că cam așa ne organizăm noi swap-urile și a devenit deja o tradiție pentru noi acest swap. Așa că sunt tare bucuroasă să filmez acest clip și să fac acest schimb de produse cu Ani. Asta este cutia pe care mi-a trimis-o ea, foarte frumoasă, cu un brăduleț și cu steluțe. Vreau să vă zic că am primit-o de câteva zile, dar nu am apucat efectiv să filmez și îmi pare tare rău că n-am apucat. Mă gândeam doar la ea, dar iată că a venit și ziua în care să filmez. Acum o deschid. Am reușit să o deschid. Ia uitați, așa arată în interior. Am aici o felicitare foarte frumoasă. Mamă, e cu pisicuțe! Și cu ursuleț, dragă mea, vreau ne-am bucurat tare mult să facem nou swap și sper la anul să-l facem direct la o ciocolată caldă, te pup și mi-e dor de tine. Și mie mi-e tare, tare dor de tine, dragă Ani, și mie mi-ar plăcea super, super mult să ne vedem și să filmăm o dată chiar împreună, una lângă cealaltă, un swap. Am aici niște hârtiuță roz de împachetat. Niște spumă, protecție, mama mia! Ia uitați ce frumos mi le-am pachetat! Trebuie să fac neapărat și o poză. Și hai să începem cu un săculeț de aici. Cucu! Ia să vedem ce am aici. Mulțime văd. Asta este un spray gel pentru volum, pentru păr de la Sebastian. Chestii de păr care mie îmi plac. O, agrafă așa de frumoasă! Apoi niște mostre. Am aici un fond de ten mini de la Dior și un primer de la Estée Lauder de gene și sprâncene. Bănuiesc că pot fi folosite ambele. Chestii interesante pe care nu le-am mai încercat până acum. Mulțumesc tare mult! O, ce stickere frumoase mi-a pus aici cu ho-ho-ho! Chestii pentru Andrei! Sigur se va bucura! Gentleman Only de la Givenchy, o mostră. Sauvage de la Dior. Asta e foarte vestit. Și Invictus Intense de la Paco Rabanne. Merg imediat să-l anunț. Apoi am aici o chestiuță așa mică și drăguță. Un creion, cred că e un creion. Da, e un creion. Bare Necessities Highlighting Pencil. Acesta poate fi folosit atât pe pleoapă cât și sub sprânceană. E foarte la mod acest produs. Ia să vedem apoi aici. Ceva micuț, drăguț și auriu. Ăsta chiar îmi place. Un pigment argintiu de la Melchior. Wow, ce fain e! E un lamp pe cel bronz. Melchior lansează în ultimul timp o multitudine de produse. Care mai de care mai frumoase, mai la modă, în trend. Un pigment de la Bella Pierre, care poate fi folosit și pe post de iluminator. Splendid, de-abia aștept să-l încerc și pe ăsta. Ce hârtiuță frumoasă! O cremă de la Miriam Quevedo. O cremă intens hidratantă. De-abia aștept să o folosesc pentru că tenul meu este foarte uscat. Am primit ceva super interesant. Un fard copt de la Mellow Cosmetics. Le-am văzut doar pe Instagram pentru că în România nu prea ai cum să dai de ele. Și e foarte frumos. Poate fi folosit și pe post de iluminator și acesta. Aici ceva pătrat. Nu știu exact ce e, dar hai să vedem. O cremă anti-îmbătrânire holistică de la Queen Bee, de la Apivita. Cu 96% ingrediente naturale, fără silicon. O cremă de noapte anti-îmbătrânire, cu miere. Mamă, ce ambalaj frumos are. Chiar un ambalaj foarte elegant. Astea le-am văzut în farmacie. Parcă... uite aici am primit o revistă de la Elise. Și arată.
Mamă, ce poze frumoase! Sunt niște produse. Mancera. De-abia aștept să studiez, să aflu și eu niște produse noi. Ia să trecem mai departe. Mai sunt niște mostre. Prep and Glow. Cred că e o mască din aceea de hârtie. New Face by Carol Cole. Așa arată. Și curăță și exfoliază și hidratează. N-am mai auzit încă de ei, dar sună interesant. Uite, o mască facială anti-acnee. Super! De la Skin Egal. De-abia aștept să o folosesc. Chiar am să o folosesc astăzi. O altă chestiuță foarte drăguță și micuță. Am primit Starlit Powder de la Makeup Forever. Mamă, cât este de frumos! Este un pigment de la Makeup Forever. Și este Iridescent Pearl. Este un alb cu subton roz. Așa arată. Deci, super frumos pigmentul. Mulțumesc tare mult, Ani. Hai să trec mai departe. Încă un produs foarte frumos ambalat. Aoleu! De la Makeup Studio, un fard luminos. Uite, am primit o mostră de la Perfection Lumiere Velvet de la Chanel. De-abia aștept să-l testez. Să-l încerc. De la Chanel, încă baza LeBlanc. Mama! A intrat acolo în stash-ul tău de Chanel-uri pentru mine. Sclipici de la Marionneau. De asta mă bucur super mult. Arată foarte bine. Și un pigment tot de la Marionneau. Tot marca proprie Marionneau, un ruj lichid roșu, perfect pentru sărbători. Și un fard, mamă cât este de superb, tot marca lor proprie. Foarte frumos, duochrom. De-abia aștept să-l folosesc. Pare un tub. De la Moroccan Oil, un spray de texturare. Beach Wave Mousse. O spumă, de fapt. Super tare, îmi place tare mult Moroccan Oil. Mersi tare mult, Ani. O grămadă de mostre de la Sisley și în stash-ul tău de Sisley te-ai băgat. Aici sunt mostrele de la Sisley. Mersi tare mult. Am încercat până acum tot ce mi-ai trimis de la Sisley și mi-au plăcut foarte mult. Chiar funcționează produsele lor și mi se potrivesc. Își merită faima. Tot de la Apivita am primit un condiționer pentru păr. Cu acid hialuronic și aloe, de-abia aștept să-l folosesc, ăsta sună foarte tentant. Cu 97% ingrediente naturale, de-abia aștept să-l folosesc. Apoi aici încă un produs, așa, sub formă de tub. Ia să vedem ce se află în acest recipient, ceva cu roz. De la L'Oreal, Wash Gel Kostbare Blüten. Asta ar trebui să fie un gel pentru spălat. Eu cred că așa este, un fel de demachiant cu trandafir și extract de iasomie. Pentru piele sensibilă și uscată, fără alcool și fără uleiuri. Da, e pentru ochi și pentru față. Atâta germană știu și eu, așa că mersi tare mult, Ani. Mi-e place tare mult limba germană. Ia, aici am primit ceva Sundance. Sundance Med, un factor de protecție cu 50 de la DM. Asta va fi foarte bun la vară, îl pun acolo la păstrare. Am aici un produs foarte frumos ambalat. Nu știu ce-o fi, dar îmi place și panglica și hârtiuța asta aurie. Nu știu de unde ai găsit-o, dar e foarte frumoasă. Este 1 million cologne de la Paco Rabanne. Cred că este cel pentru bărbați. Ce drăguț e așa de mic. Apoi, am aici altceva, ia să vedem. Ceva de la Benefit. Proof Proof Brow Pencil. Wow, de asta mă bucur super mult. Mersi tare mult, Ani. L-am văzut peste tot pe Instagram. Și este un creion de umplere. Așa arată. Mersi tare mult, Ani. Și încă n-am terminat. Mai avem. Mai avem. Ce-am aici, ce-am aici, ceva... ambalaj de la Avon, tratament de noapte 2-in-1 Reversalist Infinite Effects. Asta cred că e un tratament și o cremă de noapte, da, de la Avon.
anti-rid. Super! Interesant, mersi! Și mai am aici un lapte de corp hrănitor pentru piele uscată îmbogățit cu vitamine. Așa arată. E foarte mare. Mersi tare mult! Mai avem un pic. Crăciunul a venit mai repede. Ceramid Lift and Firm Day Cream. E un set de la Elizabeth Arden. Ce mult îmi plac astea. Mersi tare mult. Un set de miniuri. Super. Mersi tare mult, Ani. Am aici încă un pachetel foarte frumos. Să vedem ce se află și aici. S-a emoționat. Essentials by Artistry. Asta e de la Amway. Anti-Blemish Pore Refreshing Toner. Super! Un toner pentru porii mei mari și pentru tenul meu gras cu acnee. Mersi tare mult, Ani. Totdeauna te gândești la pielea mea. Și ultimele lucruri se află aici în acest săculeț roz. Foarte drăguț. Văd niște gele de la Cupio. Astea sunt 513. Exact astea le port acum. Îmi plac foarte mult. Cred că sunt preferatele mele de la Cupio. Mersi tare mult. Mă bucur că am o rezervă pentru că cred că le-am folosit deja de vreo 3-4 ori și se comportă impecabil. Sunt foarte, foarte bune. Îmi plac mult genele astea de la Cupio și chiar arată splendid. Se potrivesc și pentru ochii mici și pentru ochii mari. Am aici un fard verzui de la Inglot. Super, cu niște irizații aurii. Un fond de ten de la Givenchy. O mostră din aceea, arată super. De-abia aștept să-l folosesc. Îmi place tare mult Givenchy. Apoi ceva de la Pixi Beauty. Asta este un brow tamer. Un gel pentru sprâncene transparent. Chiar nu mai aveam. Deci mai ginit, cum s-ar zice. Apoi, de la Biotherm, un toner Biosource. Asta e super pentru că pot să-l iau cu mine, fiind așa mai micuț de geantă, perfect. This works, Perfect Legs Skin Miracle. Acesta este un, ca un mini ser colorat. E colorat oare? Stai să nu vorbesc prostii. Da, este colorat ca un autobronzant și se poate folosi peste tot, peste corp, pentru un glow din acela natural. Apoi un caviar CC cream pentru păr. De-abia aștept să-l folosesc. Așa arată. Mersi tare mult, îmi plac CC cream-urile pentru păr. Chiar funcționează, sunt eficiente. Și am aici o mostră Eye Detox de la Talica, un brand franțuzesc, cred că este. Și mai am aici ceva de la Teas Trendy Cosmetics. E ca o sferă. Spectrum of Stars Eyeshadow. Așa arată. Ce drăguț e. Hai să vedem. Mamă, ce frumos e. E un auriu. Așa arată. Golden Fudge se numește. Foarte pigmentat. Trebuie să aflu mai mult despre brandul ăsta. Așa că mersi tare mult. Ani, iar am descoperit produse noi datorită ție. Sper să-ți placă și ție ce ți-am trimis și mă bucur nespus că am reușit să facem încă un swap anul acesta. Mulțumesc și vouă că ne urmăriți, vă las linkul ei în descriere să mergeți să o vizitați pentru că are o mulțime de clipuri interesante pe Beauty Barometer și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să ne dați un like și până data viitoare fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!